Suntem în continuare, dar în plină desfășurare, în plin sezon estival și, desigur, nu ratăm litoralul pentru că e singurul pe care îl avem. Deși, desigur, mulți dintre voi preferă să nu servească litoralul românesc, să se ducă, desigur, către cel bulgăresc, cel turcesc, cel grecesc, spaniol sau mai știu eu care. Anyway, totuși, litoralul românesc are ce să vă ofere, are cu ce să vă încânte, are locații foarte frumoase, de ceva timp tot apar locuri foarte interesante de cazare cu cele mai bune condiții. Și așa se întâmplă și cu locația care urmează să o vedem împreună în minutele următoare. Eros Resort Năvodari. Este locația care, iată, o vedem împreună în minutele următoare. Eros Beach Resort Năvodari. Lângă mine însă nu este Dan, soțul, ci soția. Parte nu din tot ceea ce înseamnă proprietar, e o afacere de familie. Hai să și facem cunoștință, zic, pentru că vreau să știu cu cine stau de vorbă. Bine ați venit, numele meu este Carmen. Hai să povestim despre ea, Carmen. Exact unde, de cât timp există Eros Beach Resort? Eros Beach Resort s-a deschis acum 5 ani oficial. Planul este de undeva de 10 ani. Ne luptăm să reușim să-l ducem la punctul în care ne-am dorit. Ne-am dorit să fie o locație cu ceea ce ne-ar fi plăcut nouă să găsim acolo unde mergem să ne petrecem vacanțele. Să oferim la un preț accesibil cât mai multe facilități. Încercăm să adaptăm cumva fiecare pachet fiecarei familii. Avem micul dejun inclus în prețul camerei, iar în momentul în care se cazează clienții noștri, beneficiază și de șezlong gratuit la plaja proprie. Aveți plajă în dotare. Cum se cheamă plaja? Eros Beach. Eros Beach. La câți metri de locație? La pas sunt în jur de 200 de metri. O nimica toată, puțină mișcare nu strică niciodată. Nu, chiar prinde bine, digerăm mâncarea până acolo. Exact. Câte camere, ce gen de camere, capacitate totală de cazare? Locația dispune de 20 de camere în total, avem 15 camere duble, matrimoniale, două camere family sau triple, cum le mai numim noi, și trei apartamente pentru familiile mai numeroase. Per total, câtă lume poate fi cazată la tot ceea ce înseamnă Eros Beach Resort? Am considerat că pentru a fi o capacitate relaxată, undeva la 50-60 de persoane. Așadar, aproximativ 60 de oameni de capacitate de cazare. În afară de ceea ce înseamnă mic dejun, plajă, cazare, mai există și alte facilități pe care le au? Fiecare cameră este dotată cu prosoape pentru plaja proprie. Dați din partea casei. Sigur că da, sunt incluse în preț. Camerele sunt dotate cu Smart TV-uri, am văzut. Smart TV-uri, sigur că da. Avem la dispoziția clientului în camere ceai, nes, fierbător, fiecare dacă... Frigider, desigur, e foarte important în perioada asta extrem de caldă. Frigiderul să funcționeze și să avem apă rece. Parte de congelator chiar, care chiar funcționează și este foarte în regulă. Bun. Iar servitul mesei nu înseamnă decât mic dejun. Doar mic dejun, cel puțin pentru moment. Avem proiecte de dezvoltare pentru viitor? Vrem să venim în plus cu lucruri. Știu că Dan e o fire extrem de activă, extrem de
cum să spun eu, cu foarte multă inițiativă, mai corect fie spus, cu gânduri foarte mari. Drept dovadă, iată, e un vis pe care l-ați și concretizat, dar mă gândesc că visul vostru nu se oprește la doar ceea ce noi am văzut acum, Eros Beach Resort. Ce va mai însemna de acum încolo? De aici a plecat și numele. În momentul în care am ales numele Resort, în momentul în care ne uităm și căutăm, înseamnă relaxare. Deci va fi un loc de relaxare. Avem în proiect să terminăm și un al doilea hotel. Deci încă un corp de clădire. La cât se va mări capacitatea? Practic se va dubla. Se va dubla. 100 de persoane? Nu-i puțin deloc? Bravo! Doamne ajută! Va avea și un restaurant unde vor putea servi, bineînțeles, și celelalte mese. Dacă vor dori pachete, demi-pensiune sau pensiune completă, sigur se vor putea face și aceste lucruri. O piscinetă, ceva ne-am gândit? Da, ne-am gândit și la acest lucru, pentru că vine acea perioadă când marea se curăță și apar acele alge. Iar noi ne-am gândit cumva să terminăm acea problemă, clienții se vor putea bucura de piscina de la hotel. Carmen, și ție, și lui Dan, care e undeva acolo în spate, vă spun doar atât, felicitări, bravo! Și în momentul în care definitivați tot ceea ce înseamnă Eros Beach Resort, să ne mai chemați, pentru că ne place la voi și vreau să vă văd întregul proiect gata. Cu siguranță, vă mai așteptăm cu mare drag și sperăm ca toți cei care ne întreb pragul să fie cel puțin la fel de încântați cât am fost noi în momentul în care am finalizat acest proiect. Negreșit. Ultima, că uitam. În zona online, cum și anume vă găsește lumea? www.erosbeachresort.ro. E suficient. Asta a fost locul, asta este locația, vă repet, locuri noi, locuri frumoase, locuri decente, locuri care chiar să vină în întâmpinarea voastră cu foarte bune condiții, cu foarte multe oportunități pe care le aveți. Nu uitați, există plus plajă, iată plaja Eros de aici din nordul stațiunii Mamaia, Năvodar, sat Mamaia, cum vreți voi să spuneți, dar e Năvodari. Locația asta are ce să vă ofere. Punem punct. Avem a vă prezenta o locație foarte frumoasă care, iată, vă așteaptă de acum încolo cu porțile deschise. Nu că ar fi de ieri de azi deschisă, nu. Are deja vechime, dar este o locație foarte frumoasă. Casa Emil Boutique Hotel și restaurantul Vânătorul sunt locațiile care ne găzduiesc în minutele următoare. Să aveți vizionare plăcută!
Hai să vorbim despre ea ca și locație. Am zis că este puțin mai retrasă, dar cumva tot în zona centrală a stațiunii, a Poienii Brașov. Da, pe unde mai exact? Suntem chiar în centru stațiunii. Pot să zic că este un business de familie, de fapt. De cât timp? Deci, restaurantul este din 1975, anul viitor împlinim 50 de ani, împlinește de fapt 50 de ani. E în familia noastră din 1989. De fapt, tata pe vremea răposatului a fost șef de unitate aici. Și între timp a preluat-o. Între timp a preluat-o. Din 2003 el nu mai este și a ajuns acum la a doua generație. Adică la tine. Și, da. Și sper că va ajunge și la a treia generație. Și la mai multe generații. Mea, da. Și să meargă. Mulțumesc. Și să ducem mai departe. Pentru că ați făcut o treabă super bună, o locație foarte frumoasă. Eu i-aș spune deja un complex, pentru că sunt deja, da, restaurantul cu partea de hotel, pot fi numite complex. Dar rămânem la ideea de chestii separate. Bun. Așadar, restaurantul din 1975, dar în schimb Casa Emil, Boutique Hotel. Pensiunea, într-adevăr, este din 2007, da. Avem 7 camere. Ce gen de camere? Sunt 4 camere duble mari, 2 apartamente și o cameră dublă mică. Fiecare are un design unic. Asta și ideea de boutique. Exact. Și ne dorim pentru oaspeții noștri să le oferim o primire caldă și experiență unică. Experiență unică, exact. Oaspeții noștri, pe lângă partea de cazare, le mai putem oferi un mini centru spa, da? Foarte frumos, din ce e compus? Au o saună, avem serviciu de masaj. Iată, se pot relaxa maxim. Se pot relaxa, da. Pe lângă faptul că există, da, varianta, deci, de a se caza, a se bucura de centru wellness, spa, masaj, drumeții, desigur, la dispoziție, că tot am vorbit despre el, restaurantul Vânătorul. Da. Hai să vorbim puțin și despre el, ce capacitate și, desigur, linia meniului. Acum ne aflăm, pentru că este sezonul de vară, ne aflăm în grădina de vară. Pe perioada călduroasă, restaurantul este închis, dar oaspeții noștri, după cum puteți vedea și voi experimenta, se pot bucura de preparatele noastre vânătorești. În două foișoare și două pergole care sunt foarte frumoase, zic eu. Servezi masa în aer liber. Da, corect. Și mă bucur pentru că pentru nefumători avem spații, foișor dedicat celor care sunt nefumători. Așadar, familiile care vin cu copii și vor ca copiilor să nu fie expuși. Celor care fumează, exact. Exact. Se pot bucura de natură, într-adevăr. Și de ai delimitat lucrurile foarte clar. Da, da. Bun. Da, da. Linia meniului, David. Restaurantul, după cum e numele, plecăm de la preparate vânătorești. Avem preparate de mistreț, de căprioară, rare ori urs. Avem, da. Deși urșii sunt la ei acasă aici? Sunt la ei acasă aici, dar de când s-a interzis vânătoarea la urși, se găsește foarte greu carne de urs. La toată povestea legată de mâncare, nu vreau să o uităm pe mama ta, este un om care de asemenea contribuie foarte mult. A mâncat niște ardei copți făcuți de dânsa pe numele dânsei? Ioana. Ioana, doamna Ioana, sărmâna pentru ardei copți, absolut divin. Bine, mulțumim, da. Absolut mama, divin. Mama se ocupă de murăturile puse pe iarnă, mama se ocupă de ardei copți pe care i-ai servit, da? Și de
ajutor pentru mine. Susținere. Susținere și emoțională și aici prezent. Pentru ceea ce înseamnă complexul. Da, exact. Mulțumim mult, David. Mulțumesc mult și mă bucur că ați fost la noi. Noi ne bucurăm că ne-ai deschis porțile, că ne-ai primit și că am descoperit, iată, pentru voi, acest loc superb, aici în Poiana Brașov, Casa David Boutique Hotel și, desigur, restaurantul Vânătorul. Să le țineți minte și să veniți măcar o dată și o să vedeți ce, pe lângă cum arată locația și în ce condiții vă puteți caza, cât de bună e mâncarea. Să mă credeți pe cuvânt! În Delta am ajuns și asta pentru că aveți locații foarte interesante, extrem de interesante în toată Delta. Oamenii ăștia, antreprenori, cei care investesc, proprietari de locații, își dau sufletul efectiv, depun un efort extraordinar să creeze cele mai bune condiții pentru voi. Una dintre ele este în atenția noastră în minutele următoare. E o locație foarte frumoasă, e de fapt un complex de 3 locuri de cazare. Peștișorul și Pelicanul. Unde? În Dunavățul de Jos. Iată, Dunavățul de Jos chiar are cu ce să ne încânte. Drept dovadă, iată și locația. Să aveți vizionare plăcută! Despre el, despre întregul complex, vorbim cu proprietarul locației, un tânăr, de fapt e o familie, poveste de familie, sos, soție. Hai să facem cunoștință întâi de toate cu soțul, pentru că soția s-a retras, a zis că e frică de noi, de interviu. Cu cine stăm de vorbă? Cu Alexandru Dima, Albu. Locația este a socrilor mei. Noi ne ocupăm... Administrații. Da, exact, administrăm. Hai să vorbim despre ele. Ce capacitate, ce gen de camere, câtă lume poate fi cazată la oaltă? Sunt în total 50 de camere, capacitatea este undeva la 130 de locuri. Peștișorul este o pensiune pe rustic, să zic așa. Pelicanul a fost construit un rustic, dar mai modernist, și pescărușul tot un rustic mai modernist spre modernist, să zic așa. În cel mai nou trend în ceea ce înseamnă amenajare interioară. Exact, exact, da. Perfect. Prima dintre ele, pescărușul, să înțeleg. Nu, pelicanul. Pelicanul prim. Peștișorul. Da. Peștișorul. Vezi că nu sunt singur. Peștișorul, pelicanul al doilea și pescărușul al treilea. De ce servicii beneficiază ei în momentul în care, iată, ajung în complexul vostru, ca și turiști? De restaurant, piscină, masă de ping-pong, de biliard, de priveliște, de pescuit... Tot ce înseamnă Delta. Canalul este lângă noi, adică... Este un mini-golf aici al vostru, amenajat cu pontoane, unde îi pot da la undiță, pot să se relaxeze cu balansoare, să se bucure efectiv de ceea ce înconjoară întregul complex. Da, exact. Nu ne deranjează nimeni,
Nu suntem deranjați de alte bărci, sunt doar bărcile noastre aici, putem să plecăm oriunde, putem să facem excursii la Sulina, la Letea, putem să ajungem oriunde. De la... Deci aveți propria flotă, câte bărci? 5 bărci. 5 bărci, stăm bine, ceai? Da, stăm bine. E pe bogăție, va să zică. Da, sunt necesare. Și spuneai, desigur, restaurantul. Hai să vorbim despre el. Ce capacitate are, dacă organizați evenimente, dacă se pot organiza evenimente speciale, linia meniului. Nu știu de ce te întreb despre linia meniului, fiind în mijlocul deltei, da, eu pun întrebare. Că mai avem astfel de surprize. Am avut astfel de surprize în timp, nu știu, în vârful muntelui să ne trezim cu fonfleuri, cu povești de genul. Te întreb. Avem și fonfleuri, suntem pregătiți pentru ele, capacitatea este de 140 de locuri, organizăm team building-uri, evenimente, nunți, botezuri, nu foarte mari. În limita posibilităților. Exact, da. Specific pescăresc, de la storceac, ciorbă de pește, saramură de crap, caras prăjit, până la pui crispy, midii, piept de pui, tochitură dobrogeană, avem de toate, pentru toate gusturile. Pe final, ultima întrebare. Dezvoltăm, venim cu servicii în plus, care sunt planurile de viitor pe care socrii le au în cap și pe care, negreșit, tu împreună cu soția ta, pe numele ei, că uite, am făcut greșeala, Loredana. Și voi, desigur, veți manageria în continuare toată povestea. Ce gânduri au, dacă vor să dezvolte, dacă vor să vină cu astfel de lucruri în plus? Cu siguranță socrul meu, da, are ceva. Pe numele dânsului? Florin Dima, da? Are ceva. Cu siguranță o să facem un spa, ne dezvoltăm, mai mult ca sigur, și vedem ce urmează. La anul, dacă nu peste 2 ani, sigur o să mai facă ceva 100%. El zice că nu, dar eu garantez că o să facă. E așa plin de energie, mă gândesc. Da, se trezește mâine și zice gata, facem aia, se apucă. Nu durează mult, excavatorul în curte, se apucă de treabă. Asta e un lucru foarte bun. Vă mulțumim mult că ne-ați deschis porțile, că ne-ați primit, că am văzut locul ăsta atât de frumos. Felicitări pentru tot ce ați reușit să realizați până acum. Acest complex care, iată, a fost gazdă, repet, Pelicanul Peștișorul Pescăruș. 3 locuri foarte frumoase, 3 locații de cazare foarte frumoase, nincind la aceluiași complex, dotate, ați văzut, fiecare cu piscină, restaurantul, mâncare absolut senzațională și, desigur, Marea Delta care vă așteaptă. Mersi mult și o vară absolut superbă să aveți. La fel, numai bine și o vară specială pentru toată lumea. Mulțumim mult! Rămâneți cu noi! Un view absolut superb asupra părții de nord a litoralului românesc, a părții de nord a Mamaiei, mai exact Năvodari, pentru că Mamaia e foarte departe de aici, dar suntem de fapt în Năvodari, foarte aproape de tot ceea ce înseamnă media Năvodari. De asemenea, în zona asta se construiește mult. E, cred că, singura zonă în care, în momentul de față,
s-a intrat masiv în ceea ce înseamnă construcție și, desigur, ridicare de edificii în care, desigur, voi vă puteți caza. Așa se întâmplă și cu locația care, iată, urmează să ne fie gazdă în minutele următoare, Sophie Residence Promenada. Suntem pe terasa ei, un pescăruș absolut simpatic vine și ne face cu ochiul. Ideea e că locația asta chiar e frumoasă, e o zonă extrem de aerisită, plaja este exact cea pe care o știți și pe care mulți dintre voi o iubiți, dar vă repet, o să vă placă foarte tare și noua plajă reamenajată din Mamaia, încetul cu încetul va redeveni ceea ce știați odinioară. Dar, deocamdată, aici, în partea de nord, în Năvodari, plaja este superbă, iar Sophie Residence este locația care ne găzduiește și care vă poate găzdui și pe voi în această vară. Lângă mine, parte din cei trei acționari, din câte am înțeles, pe doi i-am cunoscut, unul dintre ei hâț, l-am luat de o aripă și am zis vino încoace, trebuie să stăm o leacă de vorbă, să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă Sophie Residence Promenada. Hai să facem cunoștință întâi de toate. Cu cine stăm de vorbă? Bună ziua, în primul rând mulțumesc frumos pentru introducerea frumoasă care ne-ați făcut-o. Numele meu este Grozavu Cătălin, bineînțeles cum ați precizat și dumneavoastră, acționar și totodată managerul complexului Sophie Residence Promenada. De cât timp Sophie Residence Promenada aici în Năvodari? Povestea noastră a început în anul 2022, mai exact în luna august. Suntem o locație nouă, punem la dispoziție oamenilor apartamente cu două camere, unele dintre ele cu vedere laterală la mare, altele, bineînțeles, cu vedere frontală la mare. Ce capacitate de cazare aveți în momentul acesta? Există, în cadrul complexului există 21 de apartamente. Capacitatea unui apartament este de 4 persoane, cu un număr total de 84 de locuri. 84 de locuri. Din ce am văzut, fiecare apartament, desigur, dotat cu bucătărie, cu, desigur, zonă de servit masă. De aici tragi concluzia că dacă vor să se autogospodărească, dacă vor să gătească doamnele, sau de ce nu și domnii, o pot face. Pot să se autogospodărească și pot, desigur, găti dacă vor. Deși există și parte de servit masa, te rog eu să-mi spui mai mult. Sigur că da, toate apartamentele sunt dotate cu bucătărie completă, se poate, bineînțeles, găti în apartamente, dar în cadrul complexului, la parter, există un restaurant unde se poate servi micul dejun, cina, prânzul, absolut tot ceea ce se dorește. De ce alte servicii beneficiază cei care vă trec pragul? Bineînțeles, în afară de prețul de cazare care plătești și apartamentele, partea de cazare, au parcare inclusă. Generoasă, pot spune, parcarea. Generoasă, da, într-adevăr, este o problemă. În zona noastră parcare este o problemă, dar noi putem să ne excludem din zona aceasta. Faptul că au plaja la picioare, pot să spun. Pentru nici 5 metri de ieșirea din... 5 metri, nu exagerez. Da, 20 de metri de la ieșirea din hotel, din ceea ce înseamnă Sophie Residence Promenada, 20 de metri, doar ai traversat un drum și ai intrat pe plajă. Adică o au la botul calului, efectiv la botul calului e plajă. Este, Năvodariu este denumit, și acum o să citez treaba asta, dacă oamenii vor să vină să vadă unde soarele sărută marea, Năvodariu și stațiunea Mamaia Nord este locația ideală pentru treaba aceasta. Urmează în următorii ani să încercăm, în primul rând, că de aici trebuie să plecăm plaja din față și să o amenajăm. Și atunci lucrurile
se vor schimba în bine, spun eu, pentru oaspeții care ne trec pragul, pentru că în afară de serviciile de cazare vor avea incluse și serviciile din, exact din plajă. Felicitări, Alex, felicitări, Mircea, felicitări, Cătălin. Ați, iată, dat turismului românesc o locație care chiar merită cinstea și laudele noastre. Bravo! Vă mulțumesc frumos pentru toate aprecierile. Vă mulțumesc că ați reușit să ne treceți pragul și sperăm în 2026, cum am vorbit, să ne revedem, bineînțeles, și atunci să filmăm de pe noua plajă și, de ce nu, și din centrul spa care ni l-am propus să realizăm. Doamne ajută! Sophie Residence, Promenada, a fost gazda noastră.